Doamnă Gina! Doamnă Gina! Permiteți-mi să vă ofer acest buchețel de flori. Are culoarea ochilor dumneavoastră. Ce ce frumos! Doriți un mac? Nu! Lăsați! Văduv, pregătit pentru orice eventualitate. Am venit pentru Zeno. Ai insistat atât de mult. Iubește foarte mult apa asta, am moștenit-o de la mine. Dacă se vor normaliza vremurile, o să facem o croazieră pe Mediterana, Atlantic, de Balt. Visuri. Atât ne-am mai rămas. Imagina, am să vă dau nota 3 cu minus pentru pesimism nejustificat. Nu sunt pesimist. Din când în când mă simt singură. Am trece imediat. Sunt foarte superficială. Și aș vrea ca toată lumea să fie fericită în jurul meu. Clipa asta, eu sunt. Știți că aici, pe locurile acestea, se află urmele unor terme romane. Pe vremuri am încercat să le scot la iveală, dar nu au existat funduri. Astăzi, nu știu prin ce coincidență, sau poate că nu este nicio coincidență, oamenii timpului au înălțat noi terme. Cât vor fi de durabile... Domnule profesor, ce se va întâmpla cu noi? Socul meu prevestește numai catastrofe. Spune că o să fim dați afară, dacă nu facem ceva. Într-un sens figurat, are dreptate. Istoria și-a ieșit din matcă. Drumurile ei sunt neclare. Ne aflăm fiecare în fața unui examen. Ce examen mai trebuie să dau eu? Mă tem că unul foarte greu, Gina. Dacă îmi dai voie, am să încerc să te ajut să treci cu bine. Nu cred. Asta e ca și cum cineva mi-ar face o declarație de dragoste. Eu? Ați înțeles greșit. Cum mi-aș putea permite? Păi ce copil ești! Cu toată barba dumitale.